ne-am întors la politica zilei. Vorbeam înainte despre aceste carteluri de droguri care radicalizează copii și îi folosesc pentru a ucide mai departe. Problema drogurilor, asta se întâmplă în întreaga Europa. Problema drogurilor în România, însă am observat cu toții că a căpătat o amploare foarte mare. Aflăm astăzi că avem rețele de droguri, de trafic de droguri în interiorul penitenciarelor, o rețea care a fost acum găsită de autorități și din care ar face parte sau ar fi coordonată chiar de fiul lui Sile Cămătaru, vorbind de cocaină, de cannabis. Ce se poate face mai mult pentru a opri măcar acest trafic de droguri în pușcăriile din România? Ne spune ministra Justiției Alina Gorghiu. Bună ziua, mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc, bună ziua! Mai am văzut la un moment dat niște știri despre cum ajung drogurile prin penitenciare, dar acum vorbim de o rețea în toată regula care trafica niște droguri de mare risc, cocaină, cannabis. Da, înțeleg preocuparea pentru că este în egală măsură și a mea ca minister al justiției. De altfel, ați văzut că e pe agenda guvernului, pe agenda CSAT, tematica aceasta a traficului de droguri și vreau să știe toți telespectatorii dumneavoastră că așa cum Ioana Constantin nu se ferește să abordeze teme complicate, nici Ministerul Justiției nu se ferește de subiect, înfruntăm traficanții. De ce spun acest lucru? Pentru că recent, chiar pe 12 octombrie, am dat resursă suplimentară, cum știți, la DICO, 50 de posturi, din care 25 de procurori antidrog, da. Lucru care se vede. Se vede activitatea DICO și trebuie să le arăt acest merit. Fac ce trebuie în ultimul timp, din acest punct de vedere al fenomenului de criminalitate organizată, mai ales cu accent pe traficul de droguri. Existența însă a drogurilor în penitenciare nu e o problemă de ieri de azi, este o problemă reală pe care ne-am angajat să o combatem cu toată forța. Și eu și conducerea penitenciarelor avem un dialog constant și astăzi am discutat cu ei pe această speță, pentru că e vorba de infractori foarte periculoși, cei despre care astăzi obținem informații prin intermediul DICOT. În concret, vreau să știți că preocupă tema la guvern în data de, cred că 14-16 septembrie. Am venit cu o propunere de modificare la legea care prevede executarea pedepselor și măsurile privative de libertate, cu două măsuri importante le găsesc eu pe tematica drog. Odată, pentru prima dată, în sistemul penitenciar se pot utiliza dispozitive specifice pentru consumul de droguri sau alte tipuri de substanțe psihoactive. Adică dacă un polițist de penitenciar vede că un deținut are un anumit comportament ne la locul lui, e agresiv, are ochii injectați, poate să folosească aparatul de testare antidrog. Asta odată și a doua oară am oferit celor din administrația penitenciarelor, prin aceste modificări la regulament, pârghii, astfel încât să poată să controleze și să prevină introducerea de substanțe interzise, ilicite în penitenciar, prin utilizarea și folosirea dreptului la corespondență. Știți că sunt acele scrisori pe care deținuții le primesc, dar surpriză, ele nu sunt scrisori de citit, unele dintre ele. Ele sunt scrisori impregnate cu substanță psihoactivă. Și atunci, deținutul pe aceste prevederi modificate din lege va putea citi corespondența în prezența personalului desemnat, sigur, în condiții de confidențialitate, dar dacă există suspiciuni că ele sunt impregnate cu substanță psihoactivă, acele scrisori, și deja sunt câteva cazuri, sunt trimise la laborator. Dacă se confirmă, se face sesizarea. Sunt măsuri concrete. Aștept și eu să văd ce se întâmplă și cum se va derula ancheta DICOT, pentru că, în concret, la nivelul penitenciarului în cauză, la nivel de penitenciar Jilava, se va activa planul elaborat la nivel de ANP pentru prevenirea introducerii de obiecte interzise pe cele trei componente ale sale, fie bunuri și obiecte interzise, fie substanțe interzise, fie preocupările reprezentanților grupărilor infracționale organizate, fiecare unitate de penitenciar, oricare din cele 44 are un asemenea plan particularizat pe specificul lui și în funcție de ce spune organul de urmărire penală,
vom dispune și măsuri la nivel intern ca să eliminăm această vulnerabilitate. Da, pentru deci, că, doamna ministru, există următoarea întrebare a oamenilor. Ăștia continuă să-și facă activitatea dincolo de faptul că vând, trafichează aceste droguri în interiorul penitenciarelor, dar ei își continuă activitatea din afară, infracțională, care a fost legată tot de rețele de trafic, de persoane, de droguri și așa mai departe. Da, probabil nu vor fi nici primii și nici ultimii, însă vă asigur că suntem foarte, foarte atenți la fiecare manifestare infracțională. Nu sunt puține cele care au fost tăiate din fașă de către colegii din ANP, au făcut sesizări, nu puține, suficiente cât să putem să blocăm conduite infracțională a celor din penitenciar. Unele, așa cum vedeți, scapă. Însă și-a făcut DICOT-ul de data aceasta foarte bine treaba. Vom aștepta să vedem ancheta în derulare, pentru că rezultatele anchetei organelor de urmărire sunt relevante și în funcție de rezultate vă spun că nu ezit să iau măsuri și să văd ce se impune. Dar la momentul acesta suntem în desfășurarea procedurilor, aștept să văd care va fi. Așteptăm și noi să vedem rezultatele. Probabil o să aflăm date despre mai multe penitenciare din țară cu ocazia asta. Vă ținem la curent. Da, mulțumesc mult. Alina Gorghiu, ministra Justiției, a fost alături de noi. Scurtă pauză.